I'm a motherfucking beast. I'm a motherfucking beast. Salutare și bine v-am găsit. Un alt episod cu Bestia. De data asta iar mă leg de ceva. Bineînțeles, tot la capitolul Barbriz. Și o să vă arăt că am luat produsul ăsta de la... Eu l-am găsit la mall. Este kit pentru reparat parbriz, quick and easy, arată tipurile de fisuri. De data asta o să mă leg de fisuri. Nu zice ce include. Idem, tot ce include și arată ceva instrucțiuni. Ok, o să-l desfacem și o să vedem. Dar prima dată să vă arăt despre ce-i vorba. Așa, acum se vede, da? Este de demult o piatră pușcată, are o formă interesantă. Așa, una acolo. Și, deci, una acolo și una acolo. Așa, și asta are o formă ciudată. Și vom încerca să le eliminăm. Plus, ce mai am la geamuri? Zgrieturi foarte fine, care acum nu se văd așa de pronunțat. Și aici, bine, este murdară, dar celălalt de dincolo e mult mai zgriat. Așa că, mă văd și aici. Înainte de asta, hai să curăț din nou parbrizul și apoi acționăm cu pasta asta. Mă bucur că sunt un pic peste 15 grade și pot să stau doar în tricou. Fac parbrizul și vă arăt pașii. Mulțu-i lângă mine și vă salut și eu. Ok, hai să desfigilăm, să vedem totuși. Ia uitați ce am primit eu aici. Interesant. Niciodată nu uitați să citiți instrucțiunile. Sunt mai importante decât orice. O să citesc și eu tot ce scrie aici. Și apoi o să mă apuc de făcut. Instrucțiunile sunt baza.
Ei bine, parcă am depărtat ceva. Haideți să vă arăt în detaliu. Parcă nu se mai vede așa de intens, nu știu, e ciudat. Poate o să repet ceva. Nu e așa de tare și o să vedem după uscare că e altfel. Bun, trecem și la următoarea, același lucru. Probabil va rămâne pe o altă zi. Treaba terminată, o să iau jos și o să văd ce a ieșit. O să fac și partea cu geam. I got a billion dollars on my girl. If the stars can realign just a night, then I'll be good in the world. Am revenit într-o zi mult mai senină și am remarcat și chestia asta în pachet, care cred că vine undeva aici pentru o prindere mult mai bună. Așa că să fixez. Close your eyes, I'm gone. Close your eyes, I'm gone. Pentru că toți suntem în partea asta, am vrut să vă arăt și geamul, dacă se văd zgrieturile fine aici, majoritatea, care o să încerc să le fac așa cum arată pe Instagram. Poncholit, dar va fi cu lama ras, așa că așteptați un pic. Ok, am împins pistonașul ca să facă presiune exact așa cum scria, să împingă toată rășina acolo în crăpătură. Am uitat să vă arăt că acea ploaie care a venit, bineînțeles, după, a spălat toată rășina afară și asta se vede la fel. Dar nici urmă de ea sub. În mod interesant, nu m-am așteptat la chiar așa ceva. Și o să vedem și la cealaltă. Dacă ar fi cazul să o iau. Pe geam se vede încă mocicolitura. Până se va usca, o să o răzuiesc. Silver glint on the water in reflected light. Up the stream flowers bloom in a brighter white. In the night strike a match and ignite the flame. Earth and heaven lucky seven come and play the game. Și
și am să refolosesc tot asta. N-am să mai respect ca pe manual pentru că văd foarte greu picătura, așa că o să umplu de aici și cum este, facem lucrurile diferit față de regulă. And you breathe in slow as we lost in the water. Vom pompa aer înăuntru și vom bloca, pentru că așa zice în instrucțiuni, ca să elimine toate bulele de aer din rășină. Ok, le-am dat jos, un pic se vede ceva urmă. Stați așa. Acea rășină. Deci vedeți că poncioleaște, moșcoleaște. Se vede. Și cu lama asta din pachet o să răzuiesc, pentru că așa arată. Așa că hai să vedem. Aici nu-mi place, nu s-a umplut total, dar o să o corectez eu pe parcurs. Și acum partea de geam, tot așa cu lama, pentru că aici sunt la fel de urât și foarte, foarte jos, se văd, dacă e mai bine. On the fields in the midday sun, down the river troubled waters melting into one, red and blue ice and fire starting to combine, white and black heart attack wanna make you mine. I can tell from the secret smile on your face. Acum adevărul e că nu pot spune că cât cel mai întâmplat, tot se văd urme. Poate am greșit eu, n-am avut atâta soare la dispoziție. Poate chiar nu iese așa, așa că nu îl laud, dar nici nu îl denigrez. Poate metoda mea n-a fost cea mai bună. Și am să vă arăt și interiorul. Așa arată după curățire. Așa, deci aici este, o vedeți și voi, focalizăm, așa, deci dinăuntru tot se vede un pic, iar din cealaltă mult prea puțin se vede, așa, geamul e rezonabil. După cum v-am zis, nu pot să-l laud, nu pot să-l denigrez. O să mai încerc o dată, când va fi cu soare, fără ploaie, fără să spele acest acrilat. Și o să văd atunci rezultatele. Plus acea găurică din parbriz, care cred că se va umple mult mai greu. Măi! Fiți atent aici. Mâță în mașină. Mersi că m-ați urmărit. Vă aștept la un nou episod. Nu uitați să-mi dați un like dacă v-a plăcut sau vreți să încercați și voi să-mi povestiți dacă ați făcut chestia asta și a funcționat la voi mai bine. Nu uitați să vă abonați la mine și să ne vedem cu bine la următorul video. Până atunci, salutări! I'm a motherfucking man.